În plină alertă de epidemie de gripă, antiviralele și antitermicele sunt imposibil de găsit în farmacii. Bolnavii sau aparținătorii aleargă de la o farmacie la alta, în speranța că vor găsi tratamentele de care au nevoie. Autoritățile susțin însă că nu există probleme cu stocurile de medicamente și că acestea vor ajunge pe rafturi în perioada următoare. Nu se găsesc. Am văzut că toată lumea întreabă. Nu se găsesc nicăieri. O criză fantastică și de antibiotice și de astea uzuale de răceală. Nu mai avem ce să dăm, a spus o farmacistă întrebată dacă mai are pe stoc teste pentru gripă. Acestea sunt răspunsurile pe care le primesc românii la multe farmacii zilele acestea. De Tamiflu am întrebat acum și nu are. La două am mai întrebat și tot așa nu există. Așteptăm să aducă în farmacie, a spus un pacient. Acum am căutat Fervex, n-am găsit la farmacia aia. Pentru răceală, pentru sora mea că e bolnavă, e răcită, alergăm de la o farmacie la alta și ni se spune nu avem, a spus un altul. Autoritățile susțin că lipsa de medicamente este temporară, cauzată de aprovizionarea deficitară în perioada sărbătorilor. Se știe că medicamente pe bază de oseltamivir există și vor ajunge în farmacii și în problema testelor lucrurile se vor regla. Să încerce săptămâna viitoare, a declarat Anca Crupariu, reprezentanta Colegiului Farmaciștilor din România. Ministerul Sănătății a publicat o listă cu antivirale, alternative care conțin oseltamivir pentru tratarea gripei pe lângă Tamiflu. Este vorba despre Ebilfumin și Segosana, nici acestea nu au ajuns încă în farmacii. Comparativ cu luna decembrie, cantitățile de oseltamivir au crescut de 10 ori. Nu cred că vom avea o problemă în următoarea perioadă. Ele vor fi la dispoziția celor care vor avea nevoie. Nu trebuie să facem niciun fel de abuz, a spus ministrul sănătății Alexandru Rafila. Farmaciștii sunt sfătuiți să nu elibereze antivirale pentru gripă și antibiotice fără rețetă. Specialiștii recomandă în continuare vaccinarea antigripală, cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie, relatează Observator News.ro.